Parazitul de Ivan Turgeniev. Traducere de Ariet Ivon Stahl și Miron Tarasov. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția. Pavel Nicolaevici Ielețchi, consilier de colegiu. Ascultă, bătrân încăpățânat. Cred că nu vrei să o jigniști pe binefăcătoarea dumitale. Ce te costă să o liniștești definitiv pe Olga Petrovna și să iei banii pe care ți-i oferim? Liniștea casei noastre e mai de preț decât 10.000 de ruble. Constantin Brezeanu. Olga Petrovna Ielețcaia, soția lui. Ce se însemne oare? Ce-am auzit ieri? Toată noaptea n-am putut să dorm. Acest bătrân a nebunit. S-ar putea să fie așa. Paul nu știe că am auzit și nu bănuiește încă nimic. Eva Pătrășcanu Anghelescu. Vasili Semionici Kuzovkin, nobil întreținut la moșia lui Ielețchi. Credeți-mă, Olga Petrovna, eu singur nu îndrăznesc să mă gândesc la asta. N-am avut destulă tărie. M-am speriat de sărăcii, de mizerie. Am rămas. Ștefan Ciobotărașu, artist emerit, laureat al premiului de stat. Flegont Alexandru Ctropaciov, vecin de moșie cu Ielețchi. Nici nu puteți crede cât sunt de bucuros de venirea dumneavoastră. Aici sunt atât de puțini oameni bine, de gens comme il faut. Constantin Codrescu. Ivan Kuzmich Ivanov, alt vecin. Poate că Olga Petrovna te-a și uitat. Doar ea a plecat de aici când era încă o copilă. Tu te-ai jucat cu păpușile cu ea. Mare lucru, nici nu se va uita la tine. Nicolae Botez Lucian. Carpaciov, alt vecin. Carpaciov. Ion Ulmeni. Narcis Constantin Strembinski, majordom la Ielețchi. E da, îndrăznesc să spun că nu mănânc pâinea degeaba. Florin Scărlătescu. Igor Cartașov, administrator. Virgil Vasilescu. Prascovia Ivanovna, lenjereasă. Tamara Vasilachi. Mașa, jupâneasă. Silvia Popovici. Anpadist, croitor, Carol Cron. Piotr Lacheu, Benedict Dabija. Vasca, fecior în casă, Mircea Cojan. Fecioră din casă. Hai. Ce dezordine! Sunt împuternicit de stăpân. Toți trebuie să mă ascultă aici. Mă înțeles, Piotr? Înțeles. Stăpâna și soții, binevoie să vină azi aici. Și m-au trimis înainte. Iar noi ce facem? Nimic. Și tu, Vasca, după cum văd, îți cam place să cuinărești, ai? Și să nu faci nimic. Să mănânci pâinea degeaba. Lasă că asta vă place tuturor, să mâncați pâinea degeaba, vă cunoaștem noi. Haide afară, și tu la locul tău, hai repede. Zau că am ostenit. Dar de ce nu mi-a adus scurăitorul? Unde-i scurăitorul? A venit el Andreu. Păi de ce nu intră, frate, ce așteaptă? Hai, mai repede. Hai, vino cu acesta. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Ăsta e proiectorul Piotr. Da, să trăiți. Cum te cheamă? Anpadist. E și câți ani ai, frate? Am pășit pan 70-lea tătucă. Și nu aveți al croitor, Piotr? Nu avem, am mai fost unul, dar nu era bun că era gângav. Doamne, ce dezordine! Hei, bătrâne, ai executat ordinul?
Am executat, tătucule. Ai cusut gulerile la livrele? Am cusut, tătucule, numai... Tătucule, n-a ajuns postavul galben. Mi s-a dat din cămară o fusticioară veche, una tot așa galben. Nu mai spune. Dar n-avem ce face, doar nu să mergem la oraș după postav. Bine, du-te, du-te. Să mă, da, am plecat, nică. Da, dar să-ți vezi de treabă și repede. Am prea de-a face cu mine, să știi. Bine, bine. Haide, du-te, du-te, du-te. Oh, doamnă, potecile din grădină, se curăță Piotr. Păi sigur că se curăță. Așa. Știți, au fost trimiși din sat cei scutiți de cislă. Da? Dar tu cine ești? Cum adică cine sunt? Cine ești, am întrebat. Cine ești? Eu? E, da, tu, cine ești? Dar răspunde odată că pe tine te întreb. Cine ești tu? Eu sunt Piotr. Nu! Tu ești un lacheu. Iată cine ești. Curățenia casei e treaba ta. Și curățatul lămpilor e tot treaba ta. Dar grădina nu e treaba ta. Nu-i treaba ta dacă i-am trimis pe cei scutiți de cislă sau pe alții. Asta e treaba administratorului, nu te-am întrebat. Nu ți-am cerut niciun răspuns. Hai, treaba ta e să te duci după administrator. Ia, ia, uite, asta e treaba ta. Hai, pleacă, pleacă. De ce nu după administrator? Igor, Alexeici, ați venit tocmai la timp. Spuneți-mi, vă rog, ați dat ordine în grădină despre... Am dat ordine, n-ați scostat de aici. Să n-aveți grijă. Doriți totul? Da, mulțumesc, mulțumesc. Nu o să mă credeți, Egor Alexeici, în ce de-a grijă mă zbat de dimineață. Recunosc sincer că nu m-am așteptat să găsesc la o moșie atât de mare astfel de dezordine. Cum? Nu. Nu e de resortul dumneavoastră, se înțelege. Nu e vorba de gospodăria moșiei, ci de casă. Așa. Da, închipuiți-vă. De pildă întreb. Aveți muzicanți? Înțelegeți, trebuie să-i întâmpinăm cum se cuvine pe stăpâni. Mi se răspunde? Avem. Bine spun. Trimiteți-i încoace. E și ce credeți? Toți, adică muzicanții, toți au fel de fel de alte slujbe. Unul e grădinar, altul cizmar, contrabasistul se îngrijește de voi. Dar ce înseamnă asta? Și instrumentele sunt în dezordine. Abia am putut încropi ceva. Ați primit o slujbă cu multă bătaie de cap. Da, și îndrăznesc să spun că nu mănânc pâinea degeaba. Muzicanții stau la intrare? Desigur, la intrare. A început să picure ploaia și ei au încercat să intre în oficiu. Spuneau că o să se ude instrumentele. Da, te-am gurit? Da. Dacă nu o să observe curierul și domnii din pe neașteptate, instrumentele pot fi ținute și sub poale. Da, absolut just. E, da, se pare că acum totul este în ordine. Fiți liniștit, Narcis Constantinic. Dar tu ce cauți aici, Piotr? Du-te afară la locul tău, dragul meu. Am plecat. Dar ce-o fi alergând așa jupâneasa noastră? Dar unde vă grăbiți cu coane? Ah, Egor Alexeievici, lăsați-mă și așa m-a după cine tot prascoferii parocul. Ce spuneți de jupâneasa noastră, he? Da, o asemenea jupâneasă. Permiteți-mi să aflu, Narcis Constantinic, câte ceasul? 11 formă sfert. Din clipă în clipă poți sosi boieri. Da, eu mă duc pe la birou. Starostele, desigur, nu și-a pieptăna barba. Da, dar la sărutărul să se înfică. E fără îndoială. Bună ziua, Igor. Iertați-mă, Vasile Semionici, dar n-am timp. Ciudată, n-ai timp. Hai-te-l și pe ăsta. Ei, ce? Și mâneata te bagi aici? Ei, fi având de gând să-i întâmpin pe tine, boieri, e? Sigur. Ce-ți bucuros, nu? Te-ai și gătit? Da. Bine. Poți să stai aici în colțișorul ăsta. Dar uitasem, Piotr! Piotr, Petrușca! Dar ce e asta? Nu e nimeni aici în altreu? Petrușca! Ce doriți? Da? Permiteți-mi. Dumneavoastră cum de ești? Ce? Eu sunt Ivan. Ce? Ivan Cuzmici. Sunt prietenul dumnealui. A lui Kuzovkin. Da, e un vecin de aici, Narcis Constantin. Deci a venit în vizită la mine. Dar nu e momentul acum. Nu e locul aici, domnilor. M-ați strigat, Narcis Constantin. Unde dispar, Piotr? Hai, vină după mine. Vreau să văd ce ai realizat acolo în birou. Cu siguranță că nu e totul așa cum am ordonat eu. Se poate oare să vine cineva pe voi? Ei, Ivanov. Vane. Ce vrei? Intră, Vane, se poate, nu-i nimeni. Mai bine plec. Nu, rămâi, ce are a face? Ai venit la mine. Hai, vină un col. Așează-te aici. Acesta, uite, e colțul meu. Să mergem mai bine în camera ta. Nu putem merge acum în camera mea, acolo se aleg rufele. Au adus și teancuri de saltele. Dar aici de ce nu-i bine? Nu, mai bine plec acasă. Nu, Vane, rămâi, șez. Uite aici, șez. Am să mă așez și eu. Acum vor sosi și ai noștri. Să te uiți la ei. Ce să mă uit? Cum ce să te uiți? Doar Olga Petrovna s-a măritat la Petersburg.
Cum o fi bărbățelul ei, ai? Dar chiar pe ea n-am mai văzut-o de mult. Mai mult de 6 ani. Șezi, șezi. Lasă, Vasil, Semianu-i său așa. Șezi, șezi. Spun, nu te uita că noul major domn țipă. Dumnezeu să-l aibă în pază. Doar pentru asta e pus. Olga Petrovna s-a măritat, e sigur, cu unul bogat. E... E, ia... Ia să mă așez și eu. Așa, așa, stai, stai jos, Olea. Dacă e bogat, nu știu, Vanea, ce să-ți spun. Dar să zice că ocupă un post mare. Așa se și cuvenea pentru Olga Petrovna. Doar nu era să trăiască un veac lângă mătușa sa, nu? Nu cumva, Vasil Semionici, noul boier o să ne alunge afară pe amândoi. De ce să ne alunge? Adică eu vorbesc despre tine. Știu, Vanea, știu. Tu, frate, orice ai spune, totuși ești moșier. Dar eu, nici hainele măcar nu mi le croiesc dintr-o bucată întreagă. Totul e de căpătat. Dar totuși nouă boier nu o să mă alunge. Nici răposatul boier nu m-a alungat, cu toate că era atât de năbădăios. Dar tu, Vasil Semionici, nu cunoști tineretul din Petersburg. Nu-l cunoști. Dar ce, Ivan Cuzmici? Oare ei sunt? Se spune că sunt o adevărată pacoste. Nici eu nu-i cunosc, dar am auzit. E, o să vedem. Eu mă bizui pe Olga Petrovna. Iar nu mă va lăsa. Nu te va lăsa. Atâtea și uitat. Doar ea a plecat de aici cu mătușa sa după moartea răpăsatei sale. Mami, o copilă. Da. Nici 14 ani n-avea. Tu te-ai jucat cu păpușile cu ea. Mare lucru. Nici nu se va uita la tine. Ei, nu, Vanea, nu. Lasă, ai să vezi. Hai, ajunge, Vanea, te rog. E că ai să vezi, Vasil Semionici. Vanea, pentru Dumnezeu, termină. Să jucăm mai bine o partidă de dame, ai? Ce crezi? Ce să stăm așa? Hai, frate, hai. Hai și găsim momentul. Ce să spun? Trebuie să nu te lase majordomul să joci. Dar de ce deranjăm pe cineva? Dar trebuie să vie boieri acum. O să vie boieri, o să încetăm. O să ne alunge pe amândoi, Vasil Semionici, hai să vezi. Auzi? Unde e Narcis Constantinici? Curierul a făcut semn, vin! Unde a plecat Narcis Constantinici? Parcă în birou, spunea. Narcis Constantinici! Auzi, Vanea, vin, vin. Sigur că doamne îți bagă de seama. Unde stăm noi? Ce facem? Muzicanții! Muzicanții! Nu mai stați voi așa acolo, n-au zis că vin boierii? Cum vreau, cum vreau? Narcis Constantinici! Unde-i pâinea și sarea? Piotre! Da, Piotre! Da, pâinea și sarea, Piotre! Unde-i pâinea și sarea? La scoamă Ivanovna, în jerea sa unde-i? Să-i vă să vină cu toate fetele! Prascovia! Prascovia! Da, da, da! Vină cu toate fetele, că vin! Da, da, da! Igor, cu pâinea și seara fii dumneata. Dar slugile, unde sunt slugile? Ce mai tu care bate în pade? Bă, da, cu ea la cizmele. Tăcere! Tăcere! Bine, suntem acasă, Paul. Ce bucuroasă sunt. Și eu, draga mea. Trembinski. Da, porunciți. Să mulțumești din partea noastră slugilor pentru frumoasa primire. Înțeles. Ce frumos colac. Iată-l și pe noul vostru stăpân. Să ne trăiați. Să-l iubiți și să-l respectați. Paul. Rendez la mon ami. Care e porunca? Doriți să mâncați sau poate doriți un ceai? Nu, mulțumesc, mai târziu. Da. Paul. Vreau să-ți arăt toată casa noastră, biroul tău. De 7 ani n-am mai fost pe aici. 7 ani. Arată-mi, draga mea. Măicuța noastră, porumbiță. Ai mai îmbătrânit, Prascovia Ivanovna. A mai îmbătrânit și casa noastră. Și odăile îmi par mai mici. Totdeauna par așa. Ai plecat de aici când erai încă o copilă. Olga Petrovna, permiteți-mi... Vasili Petrovici, da, Vasili Petrovici. Cum stați cu sănătatea? Nu v-am recunoscut de la început. Permiteți-mi să vă felicit și să vă sărut. Paul, da? Să-ți prezint pe vechiul nostru prieten, Vasili Petrovici. Îmi pare bine, Ielecki. Bine ați venit. Suntem toți atât de bucuroși. Atât de bucuroși. Olga, cine este? Un nobil sărac, stă la noi în casă.
Hai să mergem. Vreau să-ți arăt toată casa. M-am născut aici, Paul. Am crescut aici. Să mergem, să mergem cu plăcere. Iar dumneata, Narcis Constantinici. Da? Așa mi se pare. Da. Te rog, dă ordin valetului meu. Lucrurile mele sunt acolo. Am înțeles, am înțeles. Hai să mergem, Paul. Mergem, Olga, mergem. Și acum, toți vă duceți pe la locurile voastre. Dumneavoastră, Igor Alexeici, rămâneți în antreu. S-ar putea ca stăpânul să vă cheme. Iar dumneavoastră, domnilor, o să rămâneți oare aici? Noi o să rămânem aici. Bine, 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 numai să știți, vă rog, liniște pentru Dumnezeu, că cealaltfel tot noi o să răspunde. Ei, Vane, ce zici de ea? Ei, spune, ce zici? Cât a crescut, ai? Ce frumoasă s-a făcut. Nu m-a uitat. Vezi, Vane, tot eu am avut dreptate. Nu te-a uitat. De ce ți-a spus Vasil Petrovici? Vezi cum ești, Vane. Dar ce are a face? Petrovici, Semionici, nu e oare același lucru? Gândește-te și tu. Ești doar un om inteligent. M-a prezentat soțului. Un om prezentabil, un om bine. Se vede după față. Da, dar el trebuie să fie un funcționar înalt. Tu ce crezi, Vane? Nu știu, Vasil Semionici, nu știu. Eu mai bine plec. Vezi cum ești, Vane, dar ce-ți veni? Zău, parcă nu mai ești tu. Plec și plec. Mai bine spune-mi cum ți s-a părut tânăra noastră. Bine, ce să spun? Zâmbetul ei, numai el cât face, dar vocea, pitulice, ca n-ar pur și simplu. Și pe soțul ei îl iubește, da? Asta se vede imediat, hai, Vane. Dumnezeu știe, Vasil Semionici. Și păcat, Ivan Cuzmici, zău, e păcat, omul e vesel, iar tu? Iată, iată că se întorc iarăși aici. Nu e mare casa noastră, după cum vezi, dar sunt bucuroasă că devii stăpânul ei. Ce spui? E o casă minunată. Și așa de bine așezat. Și acum să mergem în grădină. Cu plăcere. Dar aș fi vrut să spun două cuvinte administratorului tău. Tău? Nostru. E bine, cum vrei. Uite, am să iau cu mine pe Vasili Petrovici. Să mergem în grădină, vreți? Sigur, eu... Pune-ți pălăria, Olea. Nu-i nevoie. Să mergem, Vasili Petrovici. Permiteți-mi, Olga Petrovna, să vă prezint pe un... Și el, da, vecin de aici, Ivanov. Îmi pare bine, mă bucur. Vreți să mergeți cu noi în grădină? Cu dragă inimă. Dați-mi brațul dumneavoastră, Vasili Petrovici. Cum? Ia ca așa. Țineți oare minte, Vasili Petrovici? Ei, cineva pe aici? Ce doriți? Cum te numești, amice? Piotr. Așa. Atunci cheamă-l pe administrator. Cum îl cheamă? Igor, pare să. Chiar așa să trăiți. Să vie. Sluga dumneavoastră. Bună ziua. Igor, intenționez să fac mâine inspecția moșiei Olgui Petrovna. Am înțeles, mă. Sunt multe suflete aici? În satul Timofievo... 384 de sex masculin, conform recensământului. De fapt, sunt mai mulți. Cu cât mai mulți? Cam vreo 20 de suflete. Uh-huh. Te rog să afli exact și să-mi comunici. Există pământ în devălmășie? Pe hatul rotund e un conac. Dar pământ bun e mult? Suficient. 275 de desatine înclin. Dar pământ prost? Cum să vă raportez? Sunt tufișuri și râpe sunt, apoi și conacul și islazurile, dar de acolo scoatem fân. Și cât anume? Nu se știe, știți, pământul nu e măsurat. Poate că e însemnat pe plan, dar să tot fie vreo 50 de desatine. Totul e în dezordine. Pădure este? Da. Dar 28 de satine și o optime. Prin urmare, trebuie să fie în total cam 500 de desatine. 500? Să tot fie peste 2000. Cum? Da. Bine, bine, asta am vrut să știu. Dar țăranii de aici sunt oameni de treabă, liniștiți. Sunt oameni buni, când sunt ținuți în frâu. Mm-hmm. Și sărăciți rău? Cum să poate, vai? Niște cum? Sunt foarte mulțumiți. Bine, bine, bine. Am să văd toate acestea singur, mâine. Poți să pleci. Sluga dumneavoastră. Spune-mi, te rog. Da. Cine e domnul care stă aici?
Cuzovkin, Vasile Semionici, nobil. E întreținut aici încă de pe timpul bătrânului boier. Dumnealui l-a ținut pe lângă sine pentru distracție. Și stă de mult aici? Da, de mult. De la moartea bătrânului boier au trecut 20 de ani. Iar Vasile Semionici s-a instalat la noi încă în timpul vieții răposatului. Da, bine. Sper că avem o cancelarie aici. Sigur, dar cum să fim fără cancelarie? Așa. Am să examinez toate astea mâine, du-te. Da, da. Cum dori să o spui, gata. Administratorul e prost, se pare. Da, o să vedem. Iată-mă la țară. La mine la țară. E, cam ciudat. Bine. Ei, dar cine o mai fi și ăsta? A venit Tropaciov Legond Alexandrici. Dorește să vă vadă. Ordonați să-l poftesc. Cine mai fi oare? Numele îmi pare cunoscut. Dar să poftesc, să poftesc. Da. Bună ziua, Pavel Nicolaevici. Bonjour. Bună ziua. O, văd că nu mă recunoașteți. Nu mă aduceți aminte la Petersburg, la Contricunță. Ah, da, exact, exact. Da, poftiți, sunt foarte bucuros. Da, sunt vecinul dumneavoastră cel mai apropiat. Așa. Locuiesc la două verste de aici. Când merg la oraș, trec exact prin fața casei dumneavoastră. Știam că sunteți așteptat. Hai, mă gândesc să întreb dacă ați sosit. Da, dacă am nimerit la timp nepotrivit, vă rog să-mi spuneți. Entre gens, comme il faut, înțelegeți, ceremonia e de prisos. Oh, dimpotrivă, dimpotrivă. Sper să rămâneți cu noi la masă. Cu toate că nu știu ce ne-a pregătit bucătarul nostru. De aici, de la țară. O, doamnă, știu dumneavoastră, trăiți pe picior mare. Oh. Dar sper să-mi faceți și mie cinstea să luați masa zilele acestea la mine. Mulțumesc, cu plăcere. Nici nu puteți crede cât de bucuros sunt de venirea dumneavoastră. Aici sunt atât de puțini oameni buni, de gens comme il faut. Da. E, madame, cum se simte? Am cunoscut-o pe când era o copilă. Da, o cunosc pe soția dumneavoastră, o cunosc foarte bine. Vă felicit, Pavel Nicolaevici. Vă felicit din suflet. Da. Dar ea, desigur, nu mă mai ține minte. Da, o să fie foarte bucuroasă. Da. Da, s-a dus să se plimbe în grădină cu acest... cu acest domn care stă aici. Ah, cu acesta. Da, după cât mi se pare, este un fel de bufon. Bufon? De altfel, e un om liniștit. Cu mine a mai venit încă un nobile, dincolo un antreu. Permiteți? Da, vă rog, dar de ce un antreu? Nu fait pas attention. Așa e acesta, nu-i nimic. El stă la mine tot din sărăcie. Se plimbă cu mine. Singur pe drum, știți, este plicticos. Da, nu, vă rog să nu vă deranjați. Vous en prie, Pavel Nicolaevici. Da. Carpaccio! Da, intră, frate. Iată, Pavel Nicolaevici, vi-l prezint. Îmi pare bine, domnule. Și mie. Așa. Și pentru mult timp ați instalat aici, Pavel Nicolaevici? Am luat un concediu de 3 luni. Cam puțin, cam puțin. Dar înțeleg, nu puteați mai mult și așa cred cu greu v-au dat drumul. Trebuie să vă odihniți. Vă place vânătoarea? De când m-am născut, n-am ținut o pușcă în mână. Totuși, înainte de a pleca, mi-am cumpărat un câine. E mult vânat pe aici? Este, este. Dacă îmi permiteți, mă voi ocupa eu. O să fac din dumneavoastră un adevărat vânător. Carpaccio, ia spunem la noi, la Malinovca, e vânat tânăr? La Malinovca mai puțin, dar la Camenaia Griada mai mult. E bine, bine. A fi după Duraru. A spus adineori că la Gorelii... Iată că se întoarce și soția. Frumoasă e grădina noastră. Nu erai singur? Olga, dragă, permite să-ți prezint pe domnul... Iertați, iertați. Suntem cunoștințe vechi. Olga Petrovna, probabil, nu mă recunoaște. Nu. Și nu e de mirare. Am cunoscut-o de când era așa. Tropaciov, Flegont. Țineți minte pe vecinul Tropaciov, Flegont? Da. Nu țineți minte că vă aducea jucării de la oraș? Erați atunci un copil atât de drăguț. Da, da, monsieur Tropaciov, cum să nu. Acum vă recunosc, da. Sunt atât de fericită de când am venit aici.
Nu o să credeți. Numai de atunci? M-am reamintit atât de viu copilăria mea. Pol, da. Trebuie să mergi neapărat cu mine în grădină. Sigur. Am să-ți arăt salcâmul pe care l-am sădit eu în semn. Acum e mult mai înalt decât mine. Bine. Monsieur Carpaciov, da. Tot un vecin. Da. Carpaciov. Îmi pare bine. Nu faceți pas atenție. Așadar, iată-vă la țara dumneavoastră, în fine, ca stăpână. Da. Cum trece timpul, ai? Sper că luați masa cu noi. Da, l-am și invitat. Mă tem numai că masa... Oh, n-aveți grijă, Pavel Nicolaici. Pol, domnul acesta n-a venit la timpul potrivit. Da, dar pare a fi un om cum se cade. Madame? Cu dumneavoastră, în calitate de vechi prieten, pot să las ceremoniile la o parte, nu-i așa? Vă rog! O să-mi permiteți să mă retrag. Abia am sosit și trebuie să vă... Vă rog, Olga Petrovna, dar și dumneavoastră, Pavel Nicolaici, fiți ca la dumneavoastră casă. Noi aici o să pălăvrăgim puțin cu acești domn, cu Zofkin, cu Ivan. Și, deși sunteți prieteni vechi, totuși mă jenez să rămân în acest costum de călătorie. N-aș fi primit un astfel de pretext dacă n-aș fi știut că pentru doamne toaleta întotdeauna, așa să zic, e întotdeauna mai plăcut. Sunteți rău. Vă las, domnilor. La revedere. La revedere. Pavel Nicolaici, permiteți-mi să vă felicit încă o dată. Sunteți, se poate spune, un om fericit. Aveți dreptate, Fadei. Flegont. A, da. Flegont Alexandrici. Da. Ascultați, poate vă reții. A, din potrivă, Flegont Alexandrici. Știți ce? Da. Dumneavoastră, ca unui gospodar, nu o să vă displac. Rog, Pavel Nicolae, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vreți ca înainte de masă să mergem pe arie? Mm-hmm. De aici sunt doi pași lângă grădină. Sigur, am să o tine. Atunci, luați-vă pălăria. Să vină un om. Cine e pe acolo? Eu, Pavel Nicolae, ordonați. Spuneți să se pregătească masă. Am înțeles, Adrian. Dacă n-aveți nimic împotrivă, să meargă și Carpaciov. Cu plăcere, cu plăcere. Da, mulțumim, mulțumim. Hai, imediat, Vania, Vania, spune și tu, spune tu singur, cum e volea noastră? Am ce zici, e bine. Și ce blândă, Vania. Da, ea nu e ca el. Dar el de ce nu-ți place? Tu, Vania, gândește-te, el e un om important și știi, e obișnuit să se ții așa. Și lui i-ar plăcea mai mult să se poarte altfel, dar înțelegi, nu se poate. La ei acolo așa se cere. Dar ia, ai observat, Vania, ce ochi are ea? Nu, nu, n-am observat, Vasile. Eu, frate, de tine mă mir, zău. Nu e bine, Vania, nu e bine, crede-mă. Poate, mă, nu spun nu. Iată vine majordomul. Și dacă vine? Piotre! Nu-i nimic. Piotre! Aici sunt. Așează masa aici. Am înțeles. Dar să nu spară ceva, nu? Ia te uite. Unii oameni de cum s-au născut, parcă le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Noi ne zbatem ca peștele pe uscat pentru bucate de pâine, iar ei primesc totul pe gratis. Mă întreb și eu unde o fi dreptatea pe lumea asta. Piotr, da. Hai, du-te după vin. Dați-mi voie, Narcis Constantin, ce? Să vă scuturi pe umăr. V-ați murdărit de vreun perete. Astea, cu mare lucru. Nu, lăsați, vă rog, ce e cu jocul acela de dame acolo? Eu cu Vania am vrut să facem o partidă. Ce? Hai te poftim când l-a venit Nerul să joace. Și ce joc? Ăsta e joc nobil. Hai, strânge jocul de acolo. Nu vă-i cu bine, frate. Unde te duci? Acasă. Vezi de treabă, rămâi. Lasă-ți, Constantin, ești ce? Unde s-a dus boierul? La Arie. Dar dumneata de cine ești cu el? La Arie, hai, un doamn. Hai, stai, hai, uite că se pot. Așadar, vous êtes content? Trebuie, tu te trebuie, Pavel Nicolaici. Egor, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Aveți un om minunat, Pavel Nicolaici. Vă puteți bizui pe el. Da. Iată și micul dejun. Ce îmbibat. Este o adevărată masă de prânz. O becaține duble. Parcă am fi la Saint George. Oh, ce bestie este acest Saint George, dar se vește admirabil. Multe sute am lăsat la el. Să luăm loc, vreți? Da, mulțumim. Așa să te și tu, Carpaciov. Da, mulțumim. Așa-i zic eu, vă permite? Da, vă rog. Mulțumim. Dar dumneavoastră, domnilor, de ce nu vă așezați? Poftiți, vă rog.
Vă mulțumim foarte mult, o să stăm în picioare. O, da, așezați-vă, vă rog, domnilor, vă rog. Ei, domnilor, să ne ospătăm și noi cu ce ne-a dat Dumnezeu. Aveți un bucătar minunat, Pavel Nicolae. Sunteți prea bun. Așadar, credeți că treieratul va merge bine anul acesta? Da, așa cred, așa cred. În sănătatea dumneavoastră. Da. Carpaccio, de ce nu bei în sănătatea lui Pavel Nicolae? Mulți ani să trăiască onorata noastră gazdă. Să trăiască. Mulțumesc. Și tot ce dorește. Mulțumesc, mulțumesc. Domnilor, iată cine trebuie ales mareșal al nobilii. Pavel Nicolaevici Ielitschi! Ce zici, Carpaccio, ai? E, desigur, cine dracu ar fi mai nimerit? Oh, într-adevăr, Pavel Nicolaevici, dacă n-ar fi slujba dumneavoastră, ce brânză minunată! Dacă n-ar fi slujba, știți, ați deveni mareșalul nostru! Vă mulțumesc, domnilor! Nu glumesc deloc! Buzovkin, tu de ce nu bei în sănătatea lui Pavel Nicolaevici, ai? Și dumneata, Ivan, ai? Sunt foarte bucuros. Carpaccio, da. Și mai plin, mai plin. Te uită ce de mofturi. Nu. Mulțumesc. În sănătatea onoratei gazdei. Și a doamnei. Bravo! Pavel Nicolaevici, așteptați. Muzalorii, este destul de amuzant, numai trebuie să-l îmbătăm puțin. Așa. Ei, și cum îți mai merge cu Zochin? Nu te-am mai văzut de mult. Cea căpac, desigur. Cea căpac. Cum ați bunevoie să spuneți. Așa, atunci e bine. Dar moștenirea cătrunului Vetrovo, o să o capeți sau nu? Vreți să glumiți? Aș, dar de unde? Mă interesește dumneata. Nu glumezi deloc. Nu ai ieșit încă nicio hotărâre. Într-adevăr? Niciuna. Mai ai răbdate, ce să-i faci? Dumneavoastră, Pavel Nicolaevici, poate nu știți că în persoana domnului Kuzovkin aveți în fața dumneavoastră un moșier. Așa? Un adevărat moșier. Stăpân sau nu mai bine zis, moștenitor legal al cătrunului Vetrovo și al lui Ugaro. Câte suflete ai acolo, Kuzovkin? În cătrunul Vetrovo, conform celui de-al 8-lea recensământ. Așa? Sunt 42 de suflete. Dar ele nu mai vin în întregime. Da, nu revin în întregime. A nebunit cu acest Vetrovo, Pavel Nicolaevici. Iar în partea dumitale, câte deseatine sunt? 84 de deseatine și ceva. Da? Scoți în toate dările. Iar suflete, câte îți revin? Suflete, nu se știe câte mulți sunt fugiți. Dar de ce nu ești în posesiunea moșiei dumitale? Dar procesul? Da. Proces cu cine? S-au găsit și alți moștenitori. Mai sunt și datorii către fisc și altele particulare. Da. Și de mult a început procesul? De mult. Încă din timpul răposatului fiițe era ușor. Și? Mi-ar fi rămas mie, că n-am bani. Și nici timp n-am. Ar trebui să merg în oraș, să cer, să alerg. Dar vedeți, n-am timp. Da. Numai hârtia timbrată cât costă. Iar eu sunt un om sărat. Așa, bietul. Carpaccio, toarnă-i cu un pahar. Mulțumesc foarte mult. În sănătatea dumitale. Mulțumesc. Mulțumesc. Și atunci ce faci? Așa nu-i bine, poți să pierzi procesul. Ce să fac? De mai bine de un an nici nu m-am mai putut interesa. Aha. E drept că am acolo un om al meu. Așa. Mă pot bizui pe el, dar Dumnezeu știe. Da. Ce fel de om este omul dumitale? Putem afla? Într-adevăr, n-ar trebui, dar hai fie. Lăcicov. Ivan Arhipuș. Lăcicov. Îl cunoașteți? Nu-l cunosc. Cine? Cum? Avocatul județean. Oh! Adică a fost înainte avocat. Adevărat, nu aici, ci la Venevo. La Venevo? Acum se ocupă mai mult cu afaceri comerciale. Da. Și acest domn Lăcicov a promis să te ajute? A promis. Eu i-am botezat al doilea băiat. Și atunci el mi-a promis. Așteaptam să-ți aranjez această afacere, îmi tot spune. Iar Ivan Arhipuț e un maestru vestit. Oare? Vestit pe-ntreaga gubernă. Dar spuneați că s-a retras din avocatură și se ocupă cu afaceri comerciale. Așa și ești. Așa i-a hărăzit soarta. Dar e un om de aur. Totuși nu l-am văzut de mult. De când? De vreun an.
Da, cum de te-ai lăsat așa? Asta nu-i bine. Aveți absolută dreptate. Dar ce vreți să fac? Da, spune și nouă, despre ce este vorba? Iată despre ce este vorba, Pavel Nicolaici. Iertați-mă îndrăzneala. Da, te rog. De altfel chiar dumneavoastră o vreți. Iată despre ce este vorba. Căciunul Vedrovo... Mărturisesc că de când m-am născut n-am vorbit în fața unui demnitar. Iertați-mă dacă... Spune, spune cu curaj. Căpaci, un păhărer pentru dezavă. De ce stai? Hai să prinzi curaj. Da, poate pentru curaj. Așa! Așa, mulțumesc. Să vă raportez. Cătunul Vedrovo, despre care este acum vorba, cătunul acesta a revenit în linie directă, descendentă, de la bunicul meu, Cuzovchi Maxim, major secund, poate ați auzit, fiul lui Maxim, fraților părintelui meu Simion, și unchiului meu drept, Nictopolion. Acum începe, acum începe. Părintele meu Simion cu fratele său și unchiul meu în timpul vieții n-au făcut împărțire. Iar unchiul meu a murit fără a lăsa copii, ca ce vă rog să notați. Fără copii, da. Să notați. Numai că el a murit după moartea tatălui meu Simion. Iar ei au avut o soră, Caterina. Da, știu, 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 știu. Caterina. Și s-a măritat ea, Caterina, cu Iagușchin Porfirei. Iar Iagușchin Porfirei a avut de la prima sa nevastă, o poloneză, un fiu Ilia, un bețibor din Arad. Și acestui Ilia, căruia unchiul meu Nictopolion, adică din sugestia surorii Caterina, i-a dat o poliță de 1700 de ruble. Da, da, și, și. Iar Caterina însă și-a dat și soțului Porfirii o poliță de 1700 de ruble. Și de la tatăl meu propriu, prin intermediul asesorului judecătoriei Galuschin, a luat tot o poliță. Foarte clar. Ca de 2000 de ruble. 2000. La care și nevasta lui Galuschin a luat parte. Între timp, tatăl meu, fiind țărâna ușoară, s-a apucat și a murit. Polițele au fost trimise la încasat. Nictopolion, în sfârșit, a sfeclit-o, zice. N-am făcut împărțeala. Această moșie, în general, a mea și a nepotului meu. Caterina spune, dă-mi a 14-a parte. Și impozitele restante s-au strâns fiere. O nenorocire. Nevasta lui Calușchin, într-o dată, hop, cu polița din parte. Hop! Nictopolion spune, pentru asta nepotul răspunde, zice el. Ce răspundere, judecați dumneavoastră de la un minor. Iar Calușchin îl dă judecat. Fiul polonezii se bagă și el acolo. Și nici pe mama sa vitrică Caterina n-a menajat. Nici pe ea, zice, n-a absolut. Ea, zice, mi-a otrăvit slujnica mea Aculina. Și s-a iscat-o, dan-dan, așa. Da. Hei, au început să plouă cu cerere. La judecătoria județeană, la cea din guvern. La cea din guvern. Înapoi la cea județeană. Cu referate pe el. Fiar după moartea lui Nictopolion, s-a ales rău de tot. Cum? Eu cer punerea mea în drept. Iar aici se dă decizia, din cauza restanțelor fiscale, să fie vândut cătunul Vedrovo la licitație. Extraordinar! Neamțul Gangi Mestri își reclamă dreptul. Iar țăranii aici fug ca niște potăriți. Mareșalul nobilirii pe județ din praful ușii Mamerice, sub tutelă, zici. Sub tutelă. Dar de unde sub tutelă? Moștenitorul legal nu e pus în drept. Dar împotriva lui Ilia, fiul polonezii, mama lui Vitric Caterina a făcut chiar o plângere la senatul guvernamental. Continuă, continuă, de ce te-ai obținut? Fă-ne plăcere, continuă. Eu mă iertați. Am deranjat. Dar după cum se vede, te intimidezi. El, asta-i stâleac. Carpace, mai toarnă-i vină. Nu este bine onorabil să te intimidezi într-o societate. Lasă-mi-se cuvine. Să bem în sănătate dumitare. Dar să nu ne refluăm. Hai, te-ai încurcat puțin, nu ești o nenorocire. Pavel Nicolae, ce-o donat să bea? Da, în sănătatea viitorului stăpân al lui Vedrovo. Da? Bea, Vasilii, Vasilii Alexeici. Așa-mi place. Permite-m să te îmbrățișez. Prea mult, nu, îmi place foarte mult, Zofie.
Ți-aș fi sărutat, dragul meu, dar nu, mai bine pe urmă. Cum doriți. Hai, cum e rândul tău, Vasile Semionici, permite să te strâng la inima mea. Hai, nu facem mofturi. Dumneavoastră, Flegont Alexandrici, ordonă să cânte mai bine un cânticer. E cel mai bun maestru de la noi. Dumneata cânti, prietene. Fă-ne plăcere, arată-ne talentul dumitale. Ascultă, Carpăciu. Ce inventezi despre mine asemenea bazaconi? Ce fel de cântăreț sunt eu? Dar în timpul răposatului nu cântai la masă? În timpul răposatului? De atunci am avut destul timp să îmbătrânesc. Dumneata bătrână, o iartă. Și cânta și dansa. Hai, fă-ne plăcere, acuzăm. Ei, ce faci? Hai, Lăsați-mă, vă rog, fie vă milă. Ce neînduplecat, ieleți, cordonați dumneavoastră. Dar de ce, Vasile Semionici, nu vrei să cânti? Nu de vârsta mea, Pavel Nicolaici, iertați-mă. Dacă te rugăm noi, ține cel puțin seama că refuzul dumitale ar putea fi atribuit nerecunoștinței, iar lipsa de recunoștință... Păi eu nici n-am voce măcar. Iar în ce privește recunoștința, eu sunt un om îndatorat până la mormânt și sunt gata să mă jertfesc. Dar noi nu vă cerem nicio jertfă, ci numai cântați-ne un cântec. Hai! Pe strada mea... Nu pot, nu, așa nu pot. Hai, nu te intimita. De nu îți stol păhărelul cu vin în sân. Nu să faceți așa ceva. N-am meritat să fiu tratat astfel. Cu mine încă nimeni. Iertați-mă, așa e rușinos. Lăsați-l, vedeți că se rușine. Cu atât mai bine, nu vrei să cânti, îți storni vinul în sân. Lăsați-mă, pentru ce vă purtați astfel cu mine? N-am onoarea să vă cunosc. Și eu sunt totuși un nobil. Gândiți-vă, nu pot să cânt. Ați vă ajuns. Pentru ultima oară. Ajunge, vă spun. Eu nu sunt bufonul dumneavoastră. Ce? Ce, ceva nou pentru dumneavoastră? E nevoie să mă găsiți un alt bufon! Într-adevăr, lăsați-l. Iertați-mă, Pavel Nicolaici. Dar în timpul socului dumneavoastră era jucat mereu rolul de bufon. E un lucru trecut. Dar și capul meu astăzi, parcă nu e. E bine. Cum doriți, domnule? Să nu vă supărați. Nu. Pe mine, Pavel Nicolaici. Altă dată zic cu plăcere. Da, acum fiți mărinimos. Iertați-mă dacă am făcut o greșeală. M-am înflăcărat, domnilor, ce să-i faci? Am îmbătrânit, asta e cauza. Dar m-am și dezobișnuit. Ți-am spus eu, cel puțin să bei acest pahar. Asta, da, asta, cu plăcere. Cu cea mai mare plăcere. În sănătatea venerabilului și dragului Mosafir. Bravo! A fost un timp când am cântat. Vezi. Nu prea prost. Acum au venit alte vremuri. Acum ce sunt? Un om de nimic atât. Iată, nu sunt mai rău decât el, prietenul meu mare. Acum nu mai sunt bun de nimic. Da, o să mă iertați. Am un bătrân. Dar de ce nu ne-ai spus totul despre procesul? Da, exact, că n-am spus totul. Dar eu sunt gata când o să ordonați. O să... Să-mi zbor, permite să-ți mă ajuns. Sigur, stai jos. Așa. La ce ori m-am oprit? Ganji Mester. Da, Ganji Mester.
Trebuie. O hârtie repede să-i facem un coi. Ganji, meșter, asta e adevăratul meu dușman. Mi se spune și una și alta. Nu spun eu, Ganji, meșter. Iată cine-mi face rău. Și eu știu de ce nu mă iubești. Știu. El mi-a făcut rău toată viața. Acest gând. Vasile Semenuși, tu nu vezi că-și bat joc de tine? Au făcut un bufon din tine. Ți-au pus și un coif de hârtie pe cap, Vasile Semenuși. Dragul meu, Vasile. Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? E, lasă, lasă, Vasile Semenuși. E, cum nu ți-e rușine să plângi pentru astfel de prostie? Pentru astfel de prostie? Nu. Aceasta nu e o prostie, Pavel Nicol. În prima zi a venirii dumneavoastră. În prima zi, iată cum vă purtați cu bătrânul, cu bătrânul Pavel Ilomaici. Iată cum, pentru ce mă tăvăliți în noroi? Ce v-am făcut, spuneți-mi? Iar nu v-am așteptat atât, m-am bucurat atât. Pentru ce, Pavel Ilomaici? Ce e cu dumneata? Eu nu vorbesc cu dumneavoastră. Vi s-a permis să vă bateți joc de mine. Și dumneavoastră vă bucurați. Cu dumneavoastră vorbesc, Pavel Nicolaici. Dacă răposatul dumneavoastră, socru, pentru o bucată de pâine și pentru cizme vechi dăruite și bătea în joc cât voia de mine și dumneavoastră aveți nevoie de același lucru, ei da, darurile lui mi-au ieșit pe nas, mi-au scos lacrimi mari. Ajunge. Și ce? Dumneavoastră vreți să faceți la fel? Ei, Pavel Nicolaici, rușine! Rușine, domnule! Și încă sunteți un om instruit din Petersburg. Sofkin! Nu uita totuși măsura. Ai mers la natași, te culcă, ești beat. Nu te ții pe picioare. Am să dorm, poate, Nicolaici. Am să dorm. Poate sunt beat, dar cine m-am bătat? Dar nu despre asta e vorba, Pavel Nicolaici. Iată ce aș vrea să observați. Iată cum ați bătut joc de mine în fața tuturor. Iată m-ați stăvălit în noroi, chiar din prima zi a venirii dumneavoastră. Iar eu, dacă aș fi vrut, dacă aș fi spus un singur cuvânt... Lasă-mă! Da, domnul meu! Dacă aș fi vrut... E, dar e complet beat, nu știe ce vorbește. Iertați-mă, sunt beat, dar știu ce vorbesc. Iată, dumneavoastră, sunteți acum un domn mare, un funcționar... Domnule Guzovkin! Instruit, desigur. Iar eu, un bufon, un prost, n-amoleț, care sunt un cercetător, un parazit. Dar știți, soare, dumneavoastră, cine sunt eu? Iată, v-ați însurat! Dar cu cine v-ați însurat, ai? Iertați-mă, vă rog, nu m-am așteptat deloc. Cu cine? Asemenea scene. Și eu recunosc, sunt de vină. Fii bun, te rog, și tu te la ducat. Stați, domnule, nu mi-a răspuns încă. Cu cine v-ați însurat? Ce s-a întâmplat, Paul? Cu cine v-ați însurat? Fii bună, te rog, Olga, și pleacă, nu rămâne aici. Hai cu Zocin! Făceți-a dumneavoastră, boierule, dumneavoastră sunteți un om de bază, e adevărat. Dumneavoastră v-ați însurat cu Olga Petrovna Corina. Corin sunt și eu oameni de bază, familie veche de Viță. Dar știți oare cine ea? Olga Petrovna este fiica mea! Dumneata... Dumneata e nebunit? Da, am nebunit. Da, am nebunit. Oana! E nebun. Da, desigur. Paul nu știe că eram în spatele ușii și am tras cu urechi. Toată noaptea n-am putut să dorm. Acest bătrân a nebunit. Ea este... Da.
Astea sunt cuvintele. Asta e o nebunie. Paul nu știe că am auzit și nu bănuiește încă nimic. Parcă l-au trebuit. Ai vrut să mă vezi, Olga? Da. Am vrut să te rog. Da. În grădină lângă iaz, cărările sunt complet acoperite cu iarbă. În fața casei au fost curățate, dar acolo au uitat. Poruncește să le curețe. Am poruncit. Mulțumesc. Și mai poruncește să se cumpere în oraș clopoței. Să-i pun la gâtul vacilor mele. Totul va fi executat. Mai ai alte ordine? Nu, nu te rețin. Paul, da? Putem merge înainte de masă la crâng? Desigur, draga mea. Paul! Da? Spune-mi, te rog, ieri n-am avut timp să te întreb. Ce scenă a fost între voi în timpul dejunului? Ah, mai nimic, mai nimic. Îmi pare rău că tocmai în ziua sosirii noastre s-a petrecut neplăcerea asta. Într-adevăr, sunt și eu puțin vinovat. Ne-a venit în minte să-l îmbătăm pe acel bătrân, Kuzovkin. Adică mai mult vecinului nostru i-a năzărit ideea. Știi, lui Monsieur Tropachov. Da. Da. Și la început, într-adevăr, a fost destul de amuzant. A trâncănit, a povestit, da. Pe urmă a început să fie gălăgios, să spună tot felul de prostii. Dar, în fond, mai nimic. Nu, nici nu merită să vorbim despre asta. Da. Mie mi s-a părut... A, nu, 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 nu. Nu. Dar în viitor, în viitor trebuie să fim mai prudenți. Da. Asta e tot. Dar în general l-am și luat măsuri. Cum? Da, da, vezi, cu toate că nu reprezintă nimic important, dar totuși aici au fost oameni, au văzut, au auzit. În fine, nu se cuvine într-o casă onorare. Așa că am și dat ordine. Cum? Ce ordine ai dat? Să vezi. I-am explicat acestui bătrân că nici lui personal nu se mai fie plăcut să rămână aici la noi în casă după o asemenea scenă, dar... cum spui singură. El a căzut imediat de acord cu mine. Amețeala-i trecuse. Da, e un om sărac, n-are din ce trăi. Să-i dăm o cameră într-un alt sat de-al tău. Să-i fixăm un salariu, alimente. Dragul meu, totuși... Va fi foarte mulțumit, se înțelege. Nu-i vom refuza nimic. Paul, mi se pare că pentru acest fleac îl pedepsești prea sever. Dar deloc, dragă. El stă de atâta timp aici, în casa asta. S-a obișnuit, mă cunoaște din copilărie. Cred că îl putem lăsa să rămână pe loc. Nu, Olga. Nu. Sunt motive puternice. Desigur, bătrânul nu trebuie pedepsit sever. Mai ales că nu era în mințile sale. Totuși permite-mi să iau eu hotărâri în această chestiune. Nu, îți repet, am motive serioase. Destul de importante. Cum vrei. Da, dar se pare că el și-a și făcut bagajele. Bine, dar nu o să plece de aici fără să și-a rămas bun de la mine. Cred că va veni să și-a rămas bun. Dar dacă ți-e cumva neplăcut, poți să nu-l primești. Nu, dimpotrivă. Aș vrea să vorbesc cu el. Cum vrei, Olga. Dar eu nu te-aș sfătui. O să-ți fie milă de el. Totuși bătrânul te-a cunoscut din copilărie. Iar eu, recunosc, n-aș vrea să-mi schimb hotărârea. A, nu. Nu, nu te teme. Cred însă că va pleca fără să și-a rămas bun. Trimite să aflăm, te rog, ce-i cu el, dacă n-a plecat încă. Poftim. Olga. Mm-hmm. Ești frumoasă ca un înger astăzi. A sunat? Du-te, dragă, și interesează-te dacă domnul Kuzovkin n-a plecat încă. Dacă nu, să vie să și-a rămas bun de la doamna. Am înțeles. Paul. Da? Am o mare rugăminte. Spune, draga mea. Ascultă, când va veni acest Kuzovkin? Da. Lasă-mă singură cu el. Bine, dar mi se pare dimpotrivă că o să-ți fie penibil. Nu, te rog. Am treabă cu el. Trebuie să-l întreb. Da, vreau să vorbesc cu el între patru ochi. Olga, oare tu ieri... Ce? Bine, cum vrei. Olga Petrovna este... Ah. Da. Iată, îmi pare că vine.
Bună ziua! Bună ziua, Vasili Petrovici! Paul! Oui, oui. Ești gata cu Zofkin? Sunt gata. Olga Petrovna vrea să vorbească cu dumneata. Te rog, dacă ai nevoie de ceva, spune-i ei. Orvar, Olga, n-ai să stai sper mult cu el. Nu cred. Bine. Stați jos. Stați jos, Vasili Petrovici. Stați jos, vă rog. Eu am auzit că plecați, Vasili Petrovici. Exact. Pavel Nicolaici mi-a spus. Dar vă rog să credeți că mi-e foarte neplăcut. Dumneavoastră o să vă simțiți tot atât de bine și la noua dumneavoastră reședință. Chiar mai bine. Fiți liniștit, am să dau eu ordine. Vă mulțumesc foarte mult. Simt că nu merit. O bucată de pâine și un unghier. Mai mult nici nu mi se cuvine. M-am făcut vinovat, adevărat. Iertați unui bătrân. Ascultați, Vasile Petrovici. Spuneți sincer, ce vi s-a întâmplat ieri, în timpul dejunului? Sunt vinovat, Olga Petrovna, sunt în întregime vinovat. Totuși, cum s-a întâmplat? Să nu mă întrebați, Olga Petrovna, nu merită. Sunt în totul vinovat și atâta tot. Pavel Nicolaici are absolută dreptate. Aș merita să fiu pedepsit și mai aspru. Eu, din partea mea, nu văd o vină atât de mare. Nu, Olga Petrovna, nu încercați să mă dezvinovățiți. Vă mulțumesc foarte mult, dar eu simt greu vina mea. Ascultați, Vasile Petrovici. Țineți oare bine minte tot ce ați spus? Nu știu ce am spus. Am auzit că ați spus ceva. Am mințit, Olga Petrovna, am mințit. Am spus ce mi-a venit în gând. Sunt vinovat, nu eram în mințile mele. Totuși, cum de v-a venit ideea asta în cap? Dumnezeu știe de unde. O nebunie, pur și simplu. Recunosc, m-am dezobișnuit complex să beau. Ei, am băut și am început să o iau razna. Dumnezeu știe ce am trâncănit. Se întâmplă. Mă simt foarte vinovat și pedepsit pe drept. Permiteți-mi să mi-au rămas bunul ca Petrovna și să nu vă gândiți rău despre mine. Văd. Nu vreți să-mi vorbiți deschis. Nu vă temeți de mine. Doar m-ați cunoscut de copil. Eu nu sunt capabil, Nicolaevici. Ele se ved. Olga Petrovna, aveți o inimă de înger. Fie vă miră de bietul bătrân. Nu-mi reamintiți copilăria dumneavoastră. Și așa mi este amar pe suflet. Ce amar. La bătrânețe trebuie să plec din casa dumneavoastră și din vina mea proprie. Vasile Petrovici, eu am auzit ultimele dumneavoastră cuvinte. Care cuvinte? Am auzit ce ați spus despre mine. Olga Petrovna, iertați-mă. Atunci, e adevărat. O nebunie, Olga Petrovna, iertați-mă. Nu, nu, nu. Nu, în numele lui Dumnezeu, vă implor, spuneți-mi. E adevărat? Pentru ce mă chinuiți? Olga Petrovna, adevărat. E bine. Ai terminat? E, dar de ce stă în genunchi? A și început să-și ceară iertare? Paul, lasă-ne singuri, te rog. Ma chère. Te rog, te implor, lasă-ne. Poftim. Sper că ai să-mi explici această enigmă. Da, da. Dar lasă-ne, te rog. Bine. Ridicați-vă. Ridicați-vă, vă rog. Olga Petrovna. Așezați-vă. Uitați-vă. Aici, în fotoliu. Vasile Petrovici, înțelegeți situația mea? Olga Petrovna, văd. Lăsați-mă să plec, să nu mai fac și alte nenorociri. Nu. Lăsați, Vasile Petrovici. Lucrul a fost săvârșit. Nu vă mai puteți dezice de cuvintele dumneavoastră. Da. Trebuie să spuneți totul. Întregul adevăr. Acum. Dar eu am... Înțelegeți. Înțelegeți și situația mea și a dumneavoastră. Sau ați calomniat pe mama mea și... În acest caz, să ieșiți și să nu vă mai arătați în fața ochilor mei. Oh, rămâneți
Vedeți, rămâneți. O, Doamne Dumnezeul meu. Vreau să știu totul. Trebuie să-mi spuneți totul. Auziți? Acum. Da, 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 o să știți totul. Acum. Acum. Liniștiți-vă. Vorbiți. Faceți efortul. Am înțeles. Măicuță, Olga Petrovna. Da, acum. Acum. Aveam vreo 20 ceva de ani. M-am născut în sărăcie. Educație n-am primit de niciun fel. Răposatului dumneavoastră, părinte, fii țărână ușoară, i-a fost milă de mine. Altfel m-aș fi prăpădit. Stai la mine în casă, mi-a spus el, până îți voi găsi o slujbă. Așa m-am instalat aici. Dar o slujbă nu se găsea, desigur, așa ușor și am rămas. Părintele dumneavoastră era pe atunci burlac. Apoi, așa cam peste 2 ani, a pețit-o pe mama dumneavoastră și s-a însurat. Au avut 2 băieți, amândoi au murit curând. Și am să vă spun, Olga Petrovna, răposatul dumneavoastră, părinte, a fost un om atât de aspru, că, iartă-mă, Doamne, și iute de mână și când se supăra și pierdea mințile. Îi plăcea să și bea. La început a trăit în deplină înțelegere cu mama dumneavoastră. Numai un scurt timp. Ea a fost, se poate spune, un înger. Și frumoasă. Dar soartă nemiloasă. S-a evit atunci o vecină. Părintele dumneavoastră s-a încurcat cu ea. Olga Petrovna, aveți mare inimia să mă iertați dacă... Continuați. S-a legat de această vecină și zi de zi se ducea la ea. Deseori chiar noaptea nu venea acasă. Lucrurile au început să meargă rău. Mama dumneavoastră stătea zile întregi singură, tăcând, plângând. Eu, se înțelege, stăteam tot aici. Inima mi se rupea, dar nu îndrăzneam să deschid gura. Ce nevoie avea ea de vorbele mele proaste? Nici ceilalți vecini ai noștri nu veneau cu plăcere la tatăl dumneavoastră. I-a îndepărtat de casă cu aroganța lui. S-a făcut atât de rău să te păzească Dumnezeu. Și ceea ce e uimitor, a început să fie gelos pe mama dumneavoastră. Și din cauza cui să fie gelos aici? Se întâmpla să plece și pe ea o închidea. Se mânia pentru orice fleac. Și cu cât eram mai zmerită față de el, cu atât se înfuria mai rău. În fine, a părăsit-o complet. Olga Petrovna, mult a mai suferit mama dumneavoastră la acel timp. Dumneavoastră nu puteți să ține minte, erați prea tânără, porumbița mea, când a murit. Ce suflet bun! Nici nu se găsește pe pământ la fel. Și cum l-a iubit pe părintele dumneavoastră? Când era cu mine, vorbea numai despre el. Cum să-l ajute, cum să-i fie pe plac. Într-o bună zi, părintele dumneavoastră s-a pregătit de plecare. Unde? La Moscova, spune. Mă duc singur pentru afaceri. Dar ce singur? Chiar la prima poștă l-aștepta vecina. Și-au plecat împreună. 6 luni întregi au dispărut. 6 luni, Olga Petrovna. N-a scris nicio scrisoare acasă în tot acest timp. Sosește pe neașteptate atât de posomorât, atât de ursuz. Îl părăsise iubita, cum am aflat mai târziu. S-a închis în camera sa și nu s-a mai arătat. Și slugile s-au uimit. N-a mai putut răbda în fine răposata. Și-a făcut semnul crucii, se temea de el, săruguța, și s-a dus la el. A încercat să-l înduplice, iar el a țipat dintr-o dată la ea și luând un baston. Iertați-mă, Olga Petrovna. Continuați. Îngrozitor a umilit-o. Răposata a fugit nebunită în camerei.
iar el și-a chemat slujile și-a plecat pe câmp. Atunci s-a întâmplat. Nu pot, Olga Petrovna, nu pot să zic. Vorbiți. Cred că după această umilire și-a pierdut mințele beata de ea. S-a îmbolnăvit. O văd ca acum. A intrat în capelă. A stat în fața icoanelor. A ridicat mâna pentru a se închina. Dar s-a întors brusc și a ieșit. Chiar a și râs încet. La masă n-a mâncat nimic. Tot timpul a tăcut și s-a uitat fix la mine. Iar seara... Serele, Olga Petrovna, stăteam singur cu ea, chiar în această cameră. Uneori jucam cărți din plictiseală. Alteori discutam câte puțin. Și iată, în seara aceea, după ce a tăcut mult timp, mi s-a adresat așa deodată. Iar eu, Olga Petrovna, o divinizam pe mama dumneavoastră. Cât am iubit-o. Mi-a spus dintr-o dată, Vasile Simeonici, eu știu, tu mă iubești. Iar el mă disprețuiește, m-a lovit, m-a jignit. Atunci și eu. Se vede că mintea i s-a turburat de atâta durere, Olga Petrovna. Iar eu, nu mai înțelegeam nimic. Capul mi se învârtea. Mi-e și teamă să-mi amintesc. Eu, dintr-o dată, în seara aceea... Măicuță, Olga Petrovna, fii-vă milă de mine, biet bătrân. Nu pot, mai curând să mi se usuce limba. Doamne Dumnezeule! În ziua următoare, fugisem de acasă în pădure. În zori, vine curierul galop la curte. Ce se întâmplase? Boierul a căzut de pe cal și s-a lovit de moarte. Zace fără cunoștință. Chiar a doua zi, Olga Petrovna, chiar a doua zi. Mama dumneavoastră a luat imediat șareta și s-a dus la el. Cât s-a grăbit sărăcuța, dar nu l-a găsit în viață. Doamne Dumnezeu, le-am crezut cu toții care să nebunească. Până la nașterea dumneavoastră a fost tot timpul bolnavă. Și nici pe urmă nu s-a mai însănătoșit. Știți, dumneavoastră, n-a trăit mult pe lume. Prin urmare, eu sunt fiica dumneavoastră. Bine, dar ce dovezi? Dovezi? Lăsați, Olga Petrovna, ce dovezi? N-am niciun fel de dovezi. Cum aș fi îndrăznit dacă n-ar fi fost nenorocirea de ieri? Nici pe patul de moarte n-aș fi spus. Mai repede mi-aș fi smuls limba. Cum de n-am murit ieri? Iertați-mă, niciun suflet până ieri, Olga Petrovna, credeți-mă, nici singur, eu singur nu îndrăzneam să mă gândesc la asta. După moartea părintelui dumneavoastră am vrut la început să fug unde mor duce picioarele. N-am avut destulă tărie. M-am speriat de sărăcie, de mizerie. Am rămas. Sunt vinovat. Eu vă cred. Mă credeți? Da, vă cred. E îngrozitor. Olga Petrovna, nu vă îngrijorați, eu vă înțeleg. Dar eu vă iubesc. Vă iubesc ca pe copilul meu. Dar în fine, dumneavoastră, totuși, nu, să nu vă temeți. Nimic nu va ieși din gura mea. Nu mai pot rămâne aici. Nici de cum nu mai pot. Desigur, numai eu sunt vinovat. Am pierdut, se poate spune, ultima fericire. Ce e asta? Nu plângeți. Lăsați Vasile. Rămâneți cu mine, Olga Petrovna. Vasile Petrovna. Olga Petrovna, unde alergați așa? Doamne Dumnezeu meu, ce se petrece cu mine?
închis, Olea. Olea! Cine e? El, da. Dar ce este? Domnul Tropaciov a venit la noi. Olea, răspunde! A ieșit. E, dar deschide! Da, dar îndată. Totul este foarte straniu. Dumneata, pleci? Plec. Și cum s-a terminat convorbirea? Convorbirea, de fapt, n-a avut loc. Am cerut numai iertare, Olga Petrovna. Și ea? Dumnezeu i-a binevoit să spună că nu mai e supărată. Iar eu acum mă pregătesc să plec. Prin urmare, Olga Petrovna n-a schimbat hotărârea mea. Nici de cum. Nu. Da. Îmi pare foarte rău, dar înțelegi, Vasili Semionici, că... Desigur, desigur, Pavel Nicolaici, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. V-ați comportat cu prea multă bunăvoință față de mine. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi place să constat că cel puțin îți recunoști vina. Da. Așadar, pleacă cu bine. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să nu te jenezi. Cu toate că am dat ordin administratorului, poți oricând să te adresezi mie direct. Vă mulțumesc foarte mult. Așa. Pleacă cu bine, Vasili Semionici. Ba nu, ba nu, așteaptă puțin. Domnul Tropaciov a venit la noi, va sosi imediat aici. Aș fi vrut să repet și în fața lui ceea ce mi-ai spus mie azi dimineață. Înțeleg. Bine. Iată că domnul Tropaciov vine. Vă rog... Vă rog să poftiți, vă rog să poftiți, domnule Tropaciov. Cu multă plăcere, doamne Nicolaici. Madame, sunteți sănătoasă. Slavă Domnului, vine imediat. Venirea dumneavoastră aici este o fericire pentru noi cei din step. În bună fortune. Kuzlovkin, și dumneata ești aici. Da, da, azi este foarte rușinat. Înțelegeți, după prostia de ieri dimineață ne tot cere scuze tuturor. Se vede că vinul nu-i priește. Se pare. Ce spui, așa e? Sunt vinovat, m-a cuprins, se poate spune o adevărată nebunie. E ca să vezi, moșier din vetru. Ce gânduri le mai trece ăsta prin cap Pavel Nicolaici? Dar ce am vrut să te întreb, Flegont Alexandru? Mă rog, mă rog. Da, când mergem la vânătoare? Când vreți, când vreți. Vedeți, doar eu nu fac ceremonii cu dumneavoastră. Am fost ieri și am venit și astăzi. Prin urmare, și dumneavoastră trebuie să procedați la fel cu mine. Stați să-l întreb pe Carpaciov, el știe asta mai bine. O să ne spui unde să mergem. Carpaciov, vino încoace, frate. Carpaciov, Pavel Nicolaici vrea să mergă la vânătoare. Unde să pornim? Păi, să mergem la Vohrac. Acum mici răcocoșii de pădure. Exact. E departe de aici? Trec pe șoțea vreo 30 de verste, iar pe drum de țară mai puțin. Domnule, vă poftește conița la dumneai. De ce? Nu știu. Bine, spune că vii imediat. Îmi dați voie, domnule Tropaciov. Pavel Nicolae, ce mai întrebați? Duceți-vă, vă rog. Dar nu o să mă așteptați mult. Mă întorc îndată. Da. Păi, Kuzovki, la unde vrei să pleci și tu? Rămâi să mai stăm de vorbă. Am treabă. Asta-i, ce treabă ai? Nu cumva ești jenat? E fleacuri. Cui ni se întâmplă una ca asta? Adică, stai, am vrut să spun, cui nu se întâmplă să bea. Dar recunosc că chiar mai uluit. Ce rudenie ți-ai găsit? Halal fantezie. Mai mult din prostie. O fi, dar totuși este uimitor. De ce? Tocmai fică. Dar ce-ți venit? Dar recunoaște, n-ai refuzat o asemenea fică. Îți spune, a? Nu ești lipsit de gust, a? De ce te supăra pe noi ieri? Sunt vinovat. Dumnezeu să te ierte. Deci... Fică. Nu. Fică. Nu. Da. Ascultă, dragul meu, de ce nu vii niciodată pe la mine? Te-aș ospăta cum se cuvine. Vă mulțumesc foarte mult. La mine este bine, întreabă-l pe ăsta, pe Carpaciov. Da, da. Mi-ai povestit despre vetro? Da, am înțeles. Iată și pe Pavel Nicolaici. Dar ce este cu madame? Nu o să avem plăcerea să o vedem azi? Cum să nu? Trebuie să vii îndată. Oh, domnule Tropaciov, da, mă rog. Este un timp minunat.
Până vine Olga, n-ați vrea să vă plimbați puțin prin grădină? Trebuie să vorbesc cu Vasile Semionici, doar câteva momente. Dar cum să nu? Dar sunteți la dumneavoastră acasă, dragul meu, Pavel Nicolaevici. Aranjați-vă treburile fără grabă. Până atunci eu și cu acest muritor pe nume Carpaciov ne vom delecta cu frumusețile naturii. Veneți și Carpaciov! Da. Domnule, ieri am văzut în dumneata un om beat și arțăgos. Astăzi trebuie să te consider un calomniator și un intrigant. Să nu mă întrerupi! Un intrigant și un calomniator! Olga Petrovna mi-a povestit totul. La asta cred că nu te-ai așteptat, domnule. Cum îți pot explica comportarea dumitale? Azi dimineață ai recunoscut față de mine că cele spuse ieri erau absolută și curată născocire, iar acum în convorbire cu soția mea... Sunt vinovat, inima mea... Inima dumitale nu mă privește! Te întreb din nou. Ai mințit? Așa e că ai mințit? V-am mărturisit doar că ieri nici eu singur nu știu ce am vorbit. Dar astăzi ai știut ce ai vorbit. Și după toate acestea, mai ai curajul să te uiți în ochii unui om cinstit și nu te-a doborât încă rușine. Pavel Nicolaevici, sunteți prea sever cu mine. Gândiți-vă și dumneavoastră ce folos aș fi putut să trag din convorbirea mea cu Olga. Îți spun eu ce folos. Ai sperat cu acest basm absurd să provoci compătimirea sa. Ai contat pe mărinimia sa. Bani! Ai vrut bani! Vă rog. Da, bani! Și trebuie să te anunț că ți-ai ajuns scopul. Ascultă, am hotărât cu soția mea să-ți dăm suma necesară asigurării existenței dumitale, cu condiția totuși... Dar eu nu vreau nimic. Nu mă întrerupe, domnule! Cu condiția totuși să-ți alegi un domiciliu cât mai departe de aici. Iar eu, din parte-mi, am de adăugat următoarele. Acceptând această sumă de la noi, îți recunoști implicit minciuna. Văd cuvântul te supără. Atunci născocirea dumitale. Și, prin urmare, renunț la orice drept de a mai... Nu voi lua niciun ban de la dumneavoastră. Cum, domnule? Prin urmare, persiști? Prin urmare, trebuie să cred că ai spus adevărul? Te rog să te explici numai decât. Nu pot să spun nimic. Gândiți despre mine ce vreți, dar n-am să iau nimic. Bine, asta e absurd. Vrei poate să mai rămâi aici? Plec. Ziua de azi nu mă mai prinde aici. Pleci? Dar în ce situație o lași pe Olga Petrovna? Gândește-te cel puțin la asta, dacă ți-a mai rămas un pic de inimă. Lăsați-mă, Pavel Nicolaevici. Lăsați-mă. Mi se învârtește capul. Ce vreți de la mine? Vreau să știu dacă accepți banii. Crezi poate că e vorba de o sumă fără importanță? Îți dăm 10.000 de ruble. Nu pot să iau nimic. Nu. Nu poți? Cum, prin urmare, soția... Nu. Nici nu pot pronunța acest cuvânt. Nu știu nimic. Lăsați-mă să plec. Asta-i prea de tot. Te voi constrânge să te supui. Și cum o puteți face, îndrăznesc să întreb? Nu mă scoate din sărite. Nu mă sili să-ți reamintesc cine ești. De viță nobilă. Iată cine sunt. Halal nobil, nimic de spus. Oricum nu mă puteți totuși cumpăra. Ascultă. Să vă purtați așa cu subalternii dumneavoastră la Petersburg. Nu cu mine. Ascultă, bătrân încăpățânat. Cred că nu vrei să o jignești pe binefăcătoarea dumitale. Ai recunoscut odată nedreptatea cuvintelor dumitale. Ce te costă să o liniștești definitiv pe Olga Petrovna și să iei banii pe care ți-i oferim? Sau ești atât de bogat încât 10.000 de ruble nu reprezintă nimic pentru dumneata? Nu sunt bogat, Pavel Nicolaevici. Însă darul dumneavoastră... Am înghițit cu prisosință rușini și umilințe, dar... Spuneți că îmi trebuie bani? Nu-mi trebuie. Nici o rublă pentru drum n-am să iau de la dumneavoastră. Îți înțeleg calculul. Te prefaci dezinteresat. Sper ca astfel să câștigi mai mult. Pentru ultima oară îți spun. Sau iei acești bani cu condițiile pe care ți le-am pus, sau recurg la altfel de măsuri. La altfel de măsuri! Dar ce vreți de la mine? Nu va ajunge că plec? Vreți să mă și îmbulderesc? Vreți să mă cumpărați? Atunci nu, Pavel Nicolaevici. Nu va fi așa. E, dracu, soia de afacere, am să te... Insuportabil. Da, imediat. Imediat, domnule Trăpaciov. Zofchin, îți dau un sfert de oră de gândire. Dar după asta,
să nu-mi faci reproșuri. Să nu-mi faci reproșuri! Ce vor de la mine, Doamne? Mai bine aș intra de viu în mormânt. Mi-am distrus viața. Doamne, Olga Petrovna. Am vrut să vă văd încă o dată, Vasile Semionici. Olga Petrovna, pentru ce i-ați spus și soțului dumneavoastră? Nu i-am ascuns niciodată nimic, Vasile Semionici. Așa? El m-a crezut și el e de acord cu mine. De acord? Cu ce e de acord? Vasile Semionici, sunteți bun, sunteți un om nobil. O să mă înțelegeți. Spuneți singur. Mai puteți rămâne aici, în situația creată. Simt mângâierea dumneavoastră, Olga Petrovna. Și credeți-mă, și eu știu să o apreciez. Nu, nu pot să rămân. În niciun chip nu pot. Să mai mănânc poate bătaia acum la bătrâneți. De ce mi-aș ascunde temerile? Casa asta e de multă vreme fără stăpân. Dar bătrânii sunt încă în viață și ei n-au uitat. Știu toți că am fost bufonul răposat. Uneori am făcut pe bufonul sub amenințarea bățului, alteori și de bunăvoie. Nu, nu vă necăjiți, Olga Petrovna. Eu sunt totuși pentru dumneavoastră un om străin. Nu mai pot rămâne. În acest caz, luați asta. Ce e asta? Aceasta. Noi vă fixăm o sumă pentru răscumpărarea vetrovului dumneavoastră. Sper că nu o să ne refuzați. Olga Petrovna, și dumneavoastră, și dumneavoastră mă umiliți. Cum? Vreți să-mi cumpărați tăcerea? Dar eu v-am spus că n-am nicio dovadă. De unde știți că n-am inventat totul, că n-am avut în fine o intenție? Dacă nu v-aș fi crezut, credeți că aș fi consimțit? Mă credeți, ce mai trebuie? Dacă mă credeți? Da. Da, mă cred. Tată. Tată. Ula. Ula. Ia hârtia asta. Poți refuza pe o femeie străină, bogat. Îl poți refuza pe soțul meu. Dar pe fică. Pe fica ta nu poți. Nu trebuie să o refuzi. Ia hârtia. Te rog. O iau, Olga. O iau bucuros. Poruncește-mi ce vrei. Să plec chiar la capătul pământului. Acum pot să mor. Acum nu mai trebuie nimic. Da. Olga. Nu pleci. Nu. O să ne vedem. Hai să vii. Ule, nu visez. Eu sunt oare. Ule, ridică-te, vin. Dă-mi mâna. Dă-mi mâna pentru ultima oară. Dă-mi mâna să-ți o sărut. Avem fericirea să vă vedem, Olga Petrovna. Cum vă simțiți? Mulțumesc, bine. Totuși, chipul dumneavoastră pare... Nu prea suntem amândoi în apele noastre astăzi. Oh, până și în asta împreună. Da, grădina dumneavoastră este uimitor de frumoasă. Sunt bucuroasă că v-a plăcut. Mi-a plăcut? Vă spun că este uimitor de frumoasă. Aleile, florile și în general totul. Natura și poezia sunt cele două mari slăbiciuni ale mele. Da, și ale mele sunt. Dar ce văd? Albume care da. Parcă am fi într-un salon din capitală. Ai reușit să aranjezi? Da. A primit? Da. Bine. Îți repet că nu cred în povestea asta, dar te aprob. Liniștea casei e mai de preț decât 10.000 de ruble. Cu Zofi. Iei banii? Îi iau. Prin urmare, ai mințit. Am mințit. Da. Vezi, Flegont Alexandrăci, l-am luat în râs ieri pe Vasile Semionici. Și încolo, el a câștigat procesul. Da? Da, acum am primit vestea. Ce spuneți? Da, Olga mi-a spus acum. Da, întrebați-l pe el însuși. Oare, Vasile Semionici? Da, îmi revine.
Îmi revine mie. Fericit, Vasile Semionici. Fericit. Înțeleg, Pavel Nicolaici. Îl îndepărtați în mod politicos? După... No. De ieri? No. Da. În ce mod delicat, nobil, mărinimos, nu? Foarte, foarte frumos, foarte bine. Sunt gata să fac prin soare că acest gând i-a venit în minte soției dumneavoastră. Cu toate că și dumneavoastră, desigur. Da. Bine. Bine, Pavel Nicolaici. E, atunci, Vasile Semionici, va trebui să te muți acolo, să te ocupi cu gospodăria. Desigur. Da, Vasile Semionici mi-a spus că are de gând să plece chiar astăzi acolo. Ah, cred și eu, înțeleg nerăbdarea sa. Dragi, l-a dus de nas pe om de atâta vreme, l-au tot dus ei, în fine, și-a luat moșia. Cum să nu fie grăbit omul să se mute la bunul său? Nu este așa, Vasile Semionici? Fiște. O să fie nevoie să treci pe la oraș. Desigur, trebuie pus totul în normă. Atunci nu mai trebuie să zăbovești. Ești bucuros. Cum să nu? Cum să nu te bucuri? Dar ar trebui să stropim vetro. Trebinski, da, poruncici. Șampanie și pahare. Șampanie. L-am văzut în Andreu și pe domnul Ivan, prietenul domnului Cuzovski. Spune să intre. Nu mai decuși, nu mai decuși. Domnule Ivanov, sunteți rugați să poftiți salul. Bună ziua! Bună ziua! Sunt foarte bucuroasă că vă văd. Ați auzit? Prietenul dumneavoastră capătă Vetrovo. Vasile, ce minciună îmi spun ăștia. Taci, Ivanov, taci, sunt fericit. Permiteți. Așa. În sănătatea noului moșier. În sănătatea sa. Mulțea trăiască! Trăiască! Permiteți-mi acum, într-o zi atât de solemnă pentru mine, să vă exprim recunoștința mea pentru toată bunătatea. E, dar pentru ce? Pentru ce ne mulțumești, Vasile Stepanici? Da, da, sunteți binefăcătorii mei. În ce privește, cum să spun, comportarea mea de ieri, iertați-mă cu mărinii mie. Iertați bătrânului. Dumnezeu știe de ce m-am simțit jignit ieri și am spus toate acele... Nu-i nimic. De ce m-ai fi simțit jignit? Ce mari nenorocire. Domnii au glumit. De altfel, nu e asta. Rămâneți cu bine, binefăcătorii mei. Fiți sănătoși, veseli, fericiți. De ce vă luați un astfel de rămas bun, Vasile Semionici, dar nu plecați la Astrahan? Să vă dea Dumnezeu prosperitate. Iar eu... Eu nu mai am nimic de cerut. Sunt atât de fericit. Ce scenă de-ar pleca odată. La revedere, Vasile Semionici. Când o să vă mutați la dumneavoastră, să nu ne uitați. Am să fiu bucuroasă să vă văd. Să stăm de vorbă, numai noi doi. Bună, rămâi cu mine. Dumnezeu vă va răsplăti. Bine. La revedere, Cuzovski. Rămâneți cu bine. La revedere, Cuzovski. Rămâneți cu bine. Vin și eu cu tine, Vasile. Haide, bani. Știți ce vreau să vă spun, Pavel Nicolaici? Da. Sunteți un om nobil. Nobil, Pavel Nicolaici. Lăsați. Ați ascultat Parazitul de Ivan Turgeniev, traducere de Ariet Ivon Stahl și Miron Tarasov, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Pavel Nicolaevici Ielețchi, Constantin Brezeanu, Olga Petrovna Ielețcaia, Eva Pătrășcanu Anghelescu, Vasile Semionici Cuzovkin, Ștefan Ciubotărașu.
artist emerit, laureat al premiului de stat. Flegont Alexandru Ștropaciov, Constantin Codrescu. Ivan Kuzmic Ivanov, Nicolae Botez Lucian. Carpaciov, Ionul Men. Narcis Constantin Ștrembinski, Florin Scărlătescu. Egor Cartașov, Virgil Vasilescu. Prascovia Ivanovna, Tamara Vasilache. Mașa, Silvia Popovici. Anpadist, Carol Kron. Piotr, Benedict Dabija. Vasca, Mircea Cojan. Regia artistică, Elena Negreanu.